Zile nesfârșit lui de august și începutul lui de septembrie au cunoscut ambianța primului festival și concurs internațional de folclor găzduit de țara noastră. Vă prezentăm parada portului popular, veritabil fluviu de frumusețe revărsat duminica trecută pe bulevardele capitalei. S-au prins în cortegiul sărbătoresc oaspeți din 15 țări participanți la festival, mesageri ai artei, bucuriei de viață și fanteziei creatoare a popoarelor. Ca în atâtea alte dăți, arterele bucureștene s-au dovedit deosebit de primitoare manifestărilor închinate cunoașterii valorilor naționale, apropierii și înțelegerii între popoare, prieteniei și păcii. În capitală a avut loc, în prezența conducătorilor de partid și de stat, spectacolul Festival Formațiilor Premiate și Laureate la primul festival și concurs internațional de folclor România 69. Spectacolul a constituit o încununare a marii întreceri desfășurate timp de aproape 10 zile cu pasiune și imaginație de mesagerii artei tradiționale din numeroase țări ale lumii. În încheiere, interpreții tuturor ansamblurilor s-au prins în hora prieteniei, simbol al sentimentelor ce au călăuzit întregul festival și concurs internațional de folclor.